Bine ați revenit! Acesta este al doilea curs de interferență a luminii și în el va fi vorba despre interferența pe care ne-o dă un dispozitiv Young în lumină albă și despre interferența localizată. Să ne amintim întâi părțile componente ale unui dispozitiv Young. Le vedeți aici. Avem o sursă de lumină, amic, două fante filiforme, B și C, și un ecran pe care se formează figura de interferență. Ați văzut în cursul precedent că dacă folosim lumină monocromatică, pe ecran apare un sistem de franje luminoase despărțite de zone întunecoase, așa cum vedeți aici. Și am dedus acolo că formula interfranjei, adică a distanței dintre două franje luminoase consecutive, este I mic egal cu D mare înmulțit cu lambda supra 2L, unde D mare este distanța de la fante la ecran, lambda este lungimea de undă a luminii pe care o folosim și 2L este distanța dintre cele două fante. Și acum să ne gândim ce se întâmplă dacă trimitem pe dispozitivul Young lumină albă. După cum ați văzut la cursul de optică geometrică, dispersia luminii în prismă ne arată că lumina albă naturală este o suprapunere a tuturor culorilor, adică a tuturor lungimilor de undă din spectrul vizibil. Dar formula pe care o vedeți ne arată că valoarea interfranjei depinde de lungimea de undă. Mai exact, cu cât lungimea de undă este mai mare, cu atât și interfranja este mai mare. Aici puteți vedea culorile spectrului vizibil dispuse în ordinea creșterii lungimii de undă de la stânga la dreapta. Deci violetul are cea mai mică lungime de undă, iar roșul are cea mai mare lungime de undă. Și acum, dacă ne uităm din nou la formula interfranjei, înțelegem că pentru un anumit montaj Young, fiecare culoare are interfranja ei. Roșul având cea mai mare interfranjă și violetul cea mai mică. Dar ce se întâmplă pentru franja de ordinul 0, franja centrală? În primul curs despre interferență am arătat că franja de ordinul 0 apare deoarece între razele care ajung acolo nu există diferență de drum. Așa că ele ajung în fază, deci acolo avem un maxim. Dar acest lucru este adevărat pentru toate culorile. Toate lungimile de undă, dacă folosim lumină albă, ajung în fază pe locul în care se găsește franja centrală. Și asta înseamnă că acolo avem un maxim pentru toate culorile. Iar amestecul tuturor culorilor ne dă senzația de lumină albă. Deci franja de ordinul 0 ne așteptăm să fie albă. Așa că, dacă folosim lumină albă, ne așteptăm să vedem o franjă centrală albă și de o parte și de alta ei să vedem franje pentru toate culorile în ordinea crescătoare a lungimii de undă, așa cum vedeți aici. Pentru că violetul are lungimea de undă cea mai mică, va avea și cea mai mică interfranjă, adică va fi culoarea care are prima un maxim atunci când ne îndepărtăm de franja centrală albă. Și apoi urmează în ordine franje pentru indigo, albastru, verde, galben, portocaliu și roșu. Datorită acestui fenomen, ne așteptăm deci să apară de o parte și de alta franjei albe spectrul culorilor, așa cum vedeți în desen. Interferența în lumină albă ne dă posibilitatea de a măsura lungimea de undă pentru oricare culoare a spectrului. Procedăm în felul următor. Măsurăm pe ecran distanța de la franja centrală la culoarea care ne interesează. De pildă, aici este marcată distanța de la franja centrală la galben. Această distanță este interfranja pentru galben. Dacă nu știți de ce, ați uitat că galbenul are un maxim și în franja centrală albă. Acolo toate culorile au un maxim, deci și galbenul. Și atunci distanța din desen este distanța dintre două maxime consecutive pentru galben, adică este interfranja pentru această culoare. Și acum, dacă folosim formula interfranjei, observăm că lambda se poate calcula înmulțind interfranja cu 2L și împărțind totul la de mare distanța de la fante la ecran.
Și procedând în acest fel, putem, așa cum am spus, să calculăm lungimea de undă pentru oricare culoare. Mai trebuie spus că spectrele pe care le vedeți în desen sunt spectre de ordinul întâi. Adică sunt spectrele în care diferența de drum pentru razele care vin de la cele două fante este o lungime de undă. Dar putem avea maxime și pentru diferențe de drum de două lungimi de undă, de trei lungimi de undă și așa mai departe. Și înseamnă că pe lângă spectrele de ordinul întâi ar trebui să apară și alte spectre, spectre pe care le numim de ordinul 2, de ordinul 3 și așa mai departe. Acum, după ce am discutat fenomenul teoretic, să vedem ce se întâmplă practic. Aici puteți vedea o fotografie a figurii de interferență pe care o obținem în lumină albă. Primul lucru pe care vă rog să-l observați este apariția unei culori maronii înainte de maximul pentru violet. Oare de ce apare această zonă de trecere de la franja centrală albă la spectrul pe care îl formează interferența? Această zonă maronie apare deoarece înainte de a avea un maxim pentru violet, avem un minim. Deci avem o zonă de minim pentru violet, apoi imediat pentru indigo și pentru albastru. Și în aceste zone lipsesc din spectrul acestei culori. Iar restul culorilor, pentru care zona nu este una de minim, se suprapun și dau această culoare maronie. De fapt, în interferențele obținute cu dispozitive Young de mare calitate, se vede o zonă în care culoarea variază de la galben la maro roșcat. Și acest amestec produce acea culoare maronie pe care o vedeți înainte de maximul pentru violet. În dispozitivele Young mai puțin pretențioase, această zonă maronie chiar se suprapune peste primul maxim al violetului, după cum vedeți în această fotografie. Al doilea lucru care trebuie observat este acela că spectrele de ordin superior se văd tot mai slab și mai neclar. Puteți vedea acest lucru în fotografie. Că se văd tot mai slab, înțelegem ușor de ce, pentru că distanța este tot mai mare și ajunge mai puțină lumină acolo, dar se mai întâmplă ceva. Din cauza fenomenului de difracție, despre care voi vorbi în cursul următor, franjele se fac tot mai late pe măsură ce ne îndepărtăm de franja centrală și încep să se suprapună. Interferența obținută cu dispozitivul Young, în general cu dispozitive în care sursele de lumină sunt fie punctiforme, fie filiforme, adică folosind fante foarte înguste, nu este localizată. De pildă, cu dispozitivul Young, putem observa interferența pe un interval mare de distanțe. Oriunde plasăm ecranul în acest interval, putem observa franjele de interferență. După cum știți deja, datorită formulei interfranjei, cu cât distanța de la franje la ecran este mai mare, va fi mai mare și interfranja, adică va fi mai ușor de observat fenomenul de interferență, dar pe de altă parte, cu cât distanța se face mai mare, cu atât scade luminozitatea. Așa că există un interval optim de distanțe la care trebuie să plasăm ecranul pentru a observa cel mai bine figura de interferență care se formează. Dar, după cum veți vedea imediat, există și interferență localizată. Deocamdată să notăm lucrurile mai importante. Sunt sigur că ați văzut cu toții pete de culori pe suprafața apei atunci când anumite lichide care nu se dizolvă în apă
se scurg din greșeală, sper, pe suprafața apei, de pildă benzină, petrol, ulei, grăsimi și altele. Aceste culori apar tot datorită fenomenului de interferență, dar știm că interferența se produce doar dacă avem două fronturi de undă. Cum se produce în acest caz dublarea frontului de undă? Printr-o dublă reflexie, așa cum vedeți în acest desen. Substanțele pe care le-am pomenit aici și altele se întind pe suprafața apei formând o peliculă foarte subțire, un film lichid. Atât de subțire încât uneori este monomoleculară, un singur rând de molecule. Și raza de lumină care cade pe suprafața acestui film, acestei pelicule, se reflectă parțial pe suprafața substanței care plutește pe apă, vedeți acest lucru în desen, și parțial pe suprafața apei. Și în acest fel se formează razele paralele 2 și 3, care sunt evident coerente, deoarece au apărut prin dublarea unui front de undă. Același fenomen care se întâmplă și într-un dispozitiv Young. Diferența este că aici dublarea se produce prin reflexie. Pelicula de lichid transparent care plutește pe apă formează o așa numită lamă cu fețe plan paralele. Dacă urmăriți acest desen, putem calcula diferența de drum dintre cele două raze. După cum vedeți, grosimea peliculei de lichid este notată cu D mic, iar unghiul de incidență cu I. Să mai notăm, de asemenea, și indicele de refracție al lichidului care plutește pe apă, lichidul care formează lama cu fețe plan paralele, cu N. Raza 3 parcurge pentru a ajunge în punctul C distanța AB plus BC. Asta înseamnă că drumul ei optic pentru a ajunge în punctul C este AB plus BC înmulțit cu N. Raza notată cu 2 parcurge pentru a ajunge în punctul D, de unde se propagă împreună cu raza 2, distanța AD. Și atunci diferența de drum dintre cele două raze, să notăm cu delta, este AB plus BC înmulțit cu N minus AD. Și această diferență de drum este foarte mică, comparabilă cu lungimile de undă ale luminii, pentru că, așa cum am spus, pelicula care plutește pe suprafața apei, pelicula lichidului care plutește pe suprafața apei, este foarte, foarte subțire. Distanța de mic este foarte, foarte mică. În cursul de oscilații și unde, planificat pentru a începe anul viitor, voi arăta că atunci când o undă se reflectă pe un material mai dens decât cel din care vine, ea pierde o jumătate de lungime de undă. Dar în cazul nostru, nu trebuie să ținem seama de acest fenomen, pentru că ambele raze, atât raza 2, cât și raza 3, suferă o astfel de reflexie. Ambele se reflectă pe lichide cu densitatea mai mare decât mediul din care vin, de aceea amândouă pierd câte o jumătate de undă și nu trebuie să ținem seama de acest fenomen. Așa că diferența de drum este cea pe care o vedeți aici. În triunghiul dreptunghic ABE, A, B, E, îl puteți vedea pe desen. Unghiul B are aceeași măsură cu unghiul de refracție R. Și cosinus de R este D mic supra AB. D mic supra AB. Și atunci AB este D mic supra cosinus de R. Apoi, în acest desen mai puteți observa că AB este egal cu BC. E foarte ușor de demonstrat de ce. Așa că diferența de drum, delta, va fi de două ori AB ori N, adică 2 de N supra cosinus de R minus AD.
în triunghiul dreptunghic ACD. Îl vedeți în desen. Unghiul C are aceeași măsură cu unghiul I, pentru că au laturile perpendiculare și sunt amândouă ascuțite. Și atunci avem relația sinus de I este AD supra ipotenuza acestui triunghi, care este AC. Și atunci AD se poate scrie AC înmulțit cu sinus de I. Și diferența de drum delta devine 2 de N supra cosinus de R minus AC înmulțit cu sinus de I. În triunghiul dreptunghic ABE se vede că tangentă de R este AE supra D. Ceea ce înseamnă că AE se poate scrie D înmulțit cu tangentă de R. Apoi, se poate arăta foarte ușor că lungimea lui AC este dublul lungimii AE. Și atunci, delta capătă expresia 2 de N supra cosinus de R minus AC, care este dublul lui AE, deci 2 de înmulțit cu tangentă de R, dar tangentă de R se poate scrie sinus de R supra cosinus de R. Și mai avem înmulțit cu sinus de I. Și aici putem da factor comun 2D supra cosinus de R. Și obținem delta egal cu 2D supra cosinus de R pe lângă N. Dar legea refracției spune că sinus de I supra sinus de R este egal cu N. Așa că în loc de N putem scrie sinus de I supra sinus de R minus, aici, dacă dăm factor comun 2D supra cos de R, rămâne produsul sinus de R înmulțit cu sinus de I. Să luăm separat paranteza, să aducem la același numitor, vom avea sinus de I minus sinus de I înmulțit cu sinus pătrat de R, totul supra sinus de R, adică dăm factor comun sinus de I, sinus de I pe lângă 1 minus sinus pătrat de R supra sinus de R. Pare din nou raportul sin de I pe sin de R, care este N, iar 1 minus sinus pătrat de R este cosinus pătrat de R. Și cosinus pătrat de R se va simplifica cu cosinus de R de aici și înseamnă că în final avem pentru delta relația 2 de N ori cosinus de R. Diferența de drum depinde de grosimea peliculei, de indicele ei de refracție și de unghiul de refracție, dar unghiul de refracție depinde de unghiul de incidență. Deci, până la urmă, diferența de drum depinde de unghiul de incidență. Dar asta înseamnă că diferența de drum între razele 2 și 3 depinde de unghiul sub care privim apa.
pentru un anumit unghi, diferența de drum poate da un maxim pentru verde, pentru alt unghi poate da un maxim pentru albastru și așa mai departe. Știm că unghiul de refracție, R, crește continuu dacă unghiul de incidență, I, crește continuu. Asta înseamnă că vom avea o variație continuă a diferenței de drum pe măsură ce privim tot mai departe, ceea ce duce la o variație continuă a culorii pe care o vedem. Așa apar acele culori frumoase care trec continuu de la o nuanță la alta, de la o culoare la alta, atunci când privim pete de benzină, de petrol, de ulei și de alte lichide pe suprafața apei. Dar apare o întrebare. Razele 2 și 3 sunt paralele, așa că nu se întâlnesc pentru a produce interferență. Unde este atunci localizată această interferență? Deoarece razele 2 și 3 sunt paralele, interferența este localizată la infinit. Ea poate fi observată doar dacă folosim un element optic convergent, cum ar fi o lentilă, care să facă aceste raze să se întâlnească. Și atunci, cum de putem observa acest fenomen? Îl putem pentru că avem tot timpul la noi două lentile, câte un cristalin în fiecare ochi. De aceea, razele notate în desen cu 2 și 3 se întâlnesc pe retină și formează interferența despre care am vorbit. N-am putea să vedem această interferență localizată la infinit dacă n-am avea ochi cu element optic convergent, cristalinul. Încă ceva, interferența pe lame cu fețe plan paralele se poate observa și pe astfel de lame foarte subțiri din sticlă sau alte materiale transparente, cum ar fi materialul plastic. Teoria este aceeași, dar trebuie să aveți grijă în acest caz, pentru că acum numai raza notată cu 2 se reflectă pe o suprafață mai densă și numai ea pierde o jumătate de lungime de undă. Așa că în acest caz, diferența de drum, delta, capătă expresia delta egal cu 2 de n ori cosinus de r plus lambda pe 2. În rest, totul rămâne la fel. Din punct de vedere calitativ, avem aceeași descriere a fenomenului. Dacă avem o lamă foarte subțire, transparentă, cu indicele de refracție n, dar fețele ei nu sunt paralele, ci fac un mic unghi diedru între ele, așa cum vedeți în desen, spunem că avem o pană optică. Evident, în desen vedem o secțiune prin pana optică. Și în cazul penei optice se produce o dublare a frontului de undă prin reflexii pe cele două fețe, dar în acest caz razele reflectate sunt divergente, așa cum vedeți în desen. Raza 1 suferă o reflexie parțială pe fața de sus a penei optice și una pe fața de jos. În acest fel apar razele coerente 2 și 3, care de data asta nu mai sunt paralele, deci interferența nu este de data asta localizată la infinit. Dar unde este localizată? Se vede că prelungirile razelor 2 și 3 se întâlnesc în punctul M, deci interferența produsă de raza 1 este localizată în M. Toate punctele în care se produce interferența razelor care cad sub același unghi de incidență I ca raza 1 se găsesc într-un plan care trece prin vârful penei, plan notat în desen cu P. Dar în acest desen puteți observa unde se formează interferența dacă fascicul incident este perpendicular pe fața de sus a penei, adică la incidență normală. În acest caz, interferența este localizată imediat sub fața de sus a penei, în interiorul acesteia. Urmăriți, vă rog, unde are loc intersecția prelungirilor razelor 2 și 3. Pentru un unghi al penei și mai mic decât cel din desen, și unghiul penei optice este mult mai mic decât cel din desen, are măsura de ordinul minutelor, interferența va fi localizată practic pe fața de sus a penei. De aceea se spune că interferența pe pana optică este localizată pe fața penei.
Starea de interferență într-un punct al penei este determinată de grosimea penei corespunzătoare acelui punct. De aceea, franjele, în acest caz, se numesc franje de egală grosime. În final, să vedem cum putem calcula interfranja în cazul incidenței normale pe pana optică. Notăm cu D indice K, așa cum vedeți în desen, grosimea penei corespunzătoare poziției maximului de ordinul K și cu D indice K plus 1, grosimea penei corespunzătoare maximului de ordinul K plus 1. Și atunci putem folosi această relație pentru cele două diferențe de drum și avem delta indice K este de 2 ori dK n cosinus de R plus lambda pe 2, iar delta indice K plus 1 este de 2 ori D indice K plus 1 n cosinus de R plus lambda pe 2. Și acum exprimăm D indice K plus 1, respectiv D indice K, și facem diferența lor. D indice K plus 1 minus D indice K este, dacă o să faceți această diferență și veți ține seama de faptul că avem incidență normală, ceea ce înseamnă că unghiul de incidență este 0, dar asta înseamnă că și unghiul de refracție este 0, și asta înseamnă cosinus de R egal cu 1, și mai trebuie să ținem seama de faptul că diferența de drum pentru ordinul K plus 1 de maxim este mai mare cu o lungime de undă decât delta indice K, adică delta K plus 1 minus delta K este lambda. Și dacă facem această diferență și ținem seama de ceea ce am spus, găsim că această diferență este lambda supra 2n. Dar, în acest desen se vede că diferența despre care vorbim este cateta BC a triunghiului ABC, iar interfranja este ipotenuza AB a triunghiului. Și atunci putem scrie sinus de alfa este în acest triunghi lambda supra 2ni. Și pentru că unghiul penei este foarte mic, așa cum am mai spus, sinus de alfa este practic egal cu măsura unghiului alfa exprimată în radiani. Și atunci rezultă în final din această relație că interfranja este egală cu lambda supra 2n înmulțit cu măsura unghiului alfa. Și se observă că interfranja este cu atât mai mare cu cât lungimea de undă este mai mare, dar este cu atât mai mare cu cât unghiul penei este mai mic și cu cât indicele de refracție al penei este mai mic. Acest lucru face posibil realizarea unei pene de aer, pentru că, după cum știți, aerul are un indice de refracție foarte apropiat de 1, deci mult, mult mai mic decât cel al sticlei sau al unui material plastic transparent. Și această pană de aer are aplicații foarte interesante în practică, de pildă pentru verificarea planeității unor suprafețe. Dar despre asta și despre alte aplicații ale interferenței voi vorbi într-un curs aplicativ, iar în materialele de rezolvare a problemelor veți putea vedea cum se rezolvă probleme de interferență. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!